florile. Ai de capul meu, iarăși a lăsat hainele peste tot aruncate aici în cameră. Niciodată, niciodată nu strânge hainele. Și ce cu blugi ăștia, nici măcar nu sunt toți șifonați și negri. De când poartă Anca negru? Doamne, ce că zici că merge la o mormântare, e emo? Pă, atâta îi trebuie să fie emo. Ne, l-a spălat cu ei. Să hainele peste tot, nu știți de le strânsă și de le pui la spălat. Eram prea obosită aseară și am lăsat din greșeală acolo, dar hai că iau acum. Nu să nu cumva să te atingi de ei, că ăștia merg direct în mașina de spălat, că-s murdari, că tu nu ai putut să-i pui acolo. Dar hai că îi duc eu și aduc acum aspiratorul, fac eu aici, că nu trebuie să te obosești tu, că e camera mea, nu e camera ta. Nu, nu mă ajut, sunai-mă de bădă, mergi să nu așa, pleacă, pleacă, să nu te văd. Ok. Doamne. Niciodată nu mă ajută să fac. Niciodată! Uai, și pe masă a lăsat machiaje. Cred că o să iau rujul ăsta. Da. Teoriile conflictului, caracteristici. Ce s-a stea? Gunoi! Sigur nu o să-i trebuiască astea la facultate. Nici praful de când nu și l-am mai șters pe aici. Dar să-l șteargă ea, nu, niciodată, dar să facă ea ceva. Doamne ferește, măcar să mă ajute. Nici măcar asta nu face că iese în oraș. Și să nu cumva să ziceți la comentarii că m-a întrebat să o ajut și am fugărit-o din cameră. Pentru că așa fac mamele, ăsta este rolul lor. Like dacă și mama ta face la fel. Ai de capul meu, ce aici? O pungă de la sandwich. Cât o pizza la 30 de lei? Apeși așa și ia ingredientele și își face ea singură. Bonuri, bonuri, alte bonuri. Dar nu știe să-ți ajute și arunce bonurile alea. O pungă goală. Asta o păstrez să pun mâncarea când merg la servici cu ea. O pungă de șervețele. Fără niciun șervețel. Ia, șervețele folosite? Dacă le mai las aici, o să le confisc. Totuși. Hai să vedem ce mai are ea pe aici prin cameră. Ah, chiorăsc! De ce ar avea o pereche de ochelari de vedere dacă chiorăști în ei? Nici măcar nu-i trebuie, chiar vede bine. Felicitări de Crăciun pe care nu scrie nimic. Am și eu ce le trimite prietenelor mele anul ăsta, nu mai trebuie să dau bani. Gunoaie, gunoaie, gunoaie. Cine e ăsta? Gunoaie. Moara cu noroc de la bac. Gunoaie. Ăsta e din 2001 și costa 99.000 de lei și 900 de bani. Adică 9 lei, 90. Adică 10 lei. Ce despuiate erau astea, câți ani aveau atunci? Și bine că fata mea nu era așa despuiată pe vremea aia. Ce e asta? Gunoaie! Diploma de absorbire la Anguța! A crescut băiuțul meu! A terminat liceu! Uite leacă la ea! Uite leacă la ea! Ăștia-s rupți, de ce-i păstrează? Amețesc. Bă, dar toți ochelarii ei sunt rupți, chiar așa, și pe toți îi păstrează. Bojeza mei! Deci după ce că își rupe toți ochelarii, mi-i și fură pe-a mei și mi-e și rupe. Și mai și păstrează. O, ăștia nu sunt rupți. Ce-i cu ăștia? Aoleu, așa gusturi are ea. Pe vremea mea nu se purtau așa ceva. Ei vechi. Oare scrie ceva despre mine pe aici? Am avut un alt vis cu Justin. Eram în clasa a noua, se apropia balul bobocilor. Am fost aleasă să concurez la titlul de Miss Boboc. Partenerul nu știu cine era. Știu că în ziua concursului eram în culise cu mine, cu mama și cu prietenul meu pe nume Justin Bieber. În paranteze e vis. Doamne! Dacă Ancuța ar fi avut un iubit când era în clasa a noua, o băteam.
Și dacă are acum, Doamne, ferește, sper să n-aibă. Și după ce defilam, mă întorceam în culise la el, mă ne ciuciuleam, etc. Nu mai pot citi. De fapt, stai că știu povestea asta de undeva. Cred că nu mai citit odată jurnalul ăsta. Da. Știu că în ziua concursului în culise erau cu mine mama și prietenul meu, pe nume Justin Bieber, în paranteză, e vis. Ia uite. Ia uite cum a lăsat aici dezordine, chestii aruncate. De ce are atâtea carnete goale dacă nu scrie nimic pe ele? Vai, albumul de poze! Ia să vedem! Vai, ce bebeluș era! Și era și puțulica goală! Doamne, cum trece timpul! Doamne, că acum a devenit o copchilă așa de despuiată și de... Doamne, ce s-a întâmplat cu lumea asta? Doar dacă te uiți aia numai haine aruncate și de toate pe jos. Nu, ce e asta? De fapt, dacă mă uit bine, cred că mi-ar pune mie corpul în evidență. Doamne, nu, doamne, nu, controlează-te. Să probezi? Să-și facă ea singură curată în dulap, nu-i fac eu. Asta pare o bluză drăguță. Că eu i-am cumpărat-o. Nu înțeleg de ce n-a purtat-o niciodată, totuși. Și asta, mamă, cât am vrut eu fusta asta să fie a mea, asta trebuie să o probez, da? Nu stă bine cu ea. Oare mai poartă? Doamne, Anca, cât m-ai speriat! Aș putea zice același lucru. Tu nu știi că făceai curat? Păi am intrat să fac curat și am văzut că tu nu mă ajut niciodată nimic și... No! Îți duc ăștia la spălat? Mă duc! Poftim! Ia și strânge! Mama, fusta mea. Fusta o duc și pe alea spălat. N-ai văzut ce murdare e, ce șifonată e, ce de asta am luat-o acum pe mine, da. No. Ok. Off. Bă, stai leacă, aveam un ruj roșu pe birou. No. Mama! Acesta a fost primul episod din această miniserie minunată. Aștept în comentarii sugestiile voastre pentru următoare episoade. Abonați-vă canalului meu pentru mai mult. Aveți aici încă două clipuri de pe canalul meu. Pun câte un clip nou în fiecare miercuri și în fiecare sâmbătă de la ora 4. Dați un like și un share dacă doriți să continui cu această serie. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios!